Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Versetul 14: Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Haideți cu toți să repetăm acest verset împreună, pentru că este un verset plin de putere. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Lăudați să fie Domnul! Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Frați și surori, vreau să vă istorisesc o întâmplare, încă de la început, ca o mică introducere. Se spune că odată un student s-a hotărât în inima lui să meargă la teologie, să învețe mai mult despre ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când orice student merge la o anumită facultate, acum vorbim de unul care merge la teologie, tot ceea ce învață nou acolo este parcă pentru el o bucurie mare. Și dacă a fost învățat un om în biserica lui anumite lucruri, când merge la școală, învață și alte lucruri noi, la care nu s-a gândit, la care nu s-a așteptat. Studentul acesta, mergând la școală, a ajuns la lecțiunea legată de Moise și Marea Roșie. Și acolo oamenii de știință care au studiat, oamenii mai deștepți, au încercat să facă multe, multe analize în ce privește faptul că oare poporul Israel a trecut cu adevărat prin Marea Roșie sau este doar un mit, este o legendă, este doar o poveste pe care o anumită categorie de oameni numiți credincioși, care cred într-un Dumnezeu, care spune ei că e tot puternic, le-a spus că s-a întâmplat așa ceva odată în istorie. Studentul acesta, ascultând profesorii de acolo, a învățat că undeva la marginea Mării Roșii există o porțiune în care la un anumit timp din an apa este foarte scăzută și mai mult decât atât, în locul respectiv este multă papură și undeva la un fit este nămol. Și zice, am studiat și oamenii de știință în studiile lor au ajuns la concluzia că de fapt poporul Israel în vremea aceea au trecut prin Marea Roșie, prin locul acela unde apa era mică, până undeva la brâu și era undeva nămol la un fit. Studentul nostru, după ce a învățat lucrurile, cum am dat eu seama? Vezi, n-am știut eu până acum, am crezut eu, dar n-am avut o explicație. El, fericit, când a avut liber, a mers acasă și când s-a întâlnit acasă cu o femeie mai în vârstă, a început să o abordeze și i-a spus: soră, nu te supăra, dumneata mai crezi că poporul Israel a trecut prin Marea Roșie, așa cum spune Scriptura, ca pe uscat? Zice, cum să nu? Cred. Dacă scrie Scriptura asta, eu cred. Zice, dă-mi voie să-ți explic care e situația. Și începe să-i explice. Știi, este o zonă la marginea Mării Roșii, un loc unde este numai papură, apa e până la brâu, mlaștina cu tare. Poporul Israel pe acolo a putut să meargă. N-a mers el chiar prin mare unde sunt zeci de metri adâncime. A mers pe acolo, pe unde se poate merge. Și zice, sora noastră mai în vârstă, zice, nu te supăra. Până acum am crezut că Dumnezeul nostru este tare. Dar din ce îmi spui tu? Eu înțeleg că Dumnezeul meu e mai tare decât m-am crezut eu. Știi de ce?
Pentru că poporul acela egiptean, împreună cu carele și cu călăreții, au fost înnecați într-o apă până la brâu. Dumnezeul meu e mult mai mare decât eu m-am gândit, dacă s-a întâmplat așa după cum tu ai învățat. Bineînțeles că studentul a plecat capul, s-a dus și a trebuit să mai studieze și mai mult decât studiu, a trebuit să pună credință. Știți de ce? Pentru că îți trebuie credință să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se justifică științific, nu se explică științific. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu se crede prin Duhul. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, poți să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu, poți să spui că a fost o carte ca orice altă carte și așa mai departe. Ceea ce mă bucură pe mine în această seară, studiind acest aspect, acest pasaj din Scriptură, este faptul că foarte multă lume, și dacă veți căuta puțin, veți observa că s-au făcut o sumedenie de documentare. S-au făcut chiar filme pe această istorie pe care noi o credem pe cuvânt, găsită în Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și în seara aceasta ne vom uita într-un mod deosebit la această mare, dacă vreți, victorie, la această mare biruință, la acest mare succes pe care copiii lui Dumnezeu l-au văzut cu ochii. Nu știu dacă a existat pe pământul acesta o altă generație ca generația aceasta a lui Moise, care să experimenteze minunile lui Dumnezeu așa cum acei oameni le-au experimentat. Nu știu. Pentru că oamenii aceștia au văzut ce n-a văzut lumea întreagă. Oamenii aceștia au văzut minuni incredibile. Și până să ajungă în acest moment în care după 430 de ani, niște oameni care erau sclavi în Egipt, conduși de un lider pe numele Moise, să meargă Moise și să spună: auzi, toți oamenii care sunt evrei și care vor să se alăture acest popor, am mandat din partea lui Dumnezeu să iau și să-i duc de aici. Păi, cine ești tu, mă, omule? Cu ce mandat? Unde? Ce? Cum? Cum adică să iei tu aproximativ 2 milioane de oameni care sunt sclavii noștri, sunt slujitorii noștri, să iei tu și să-i duci în altă parte? Dar te gândești puțin? Păi ăștia ne cară lemnele, ăștia ne construiesc casele, ăștia fac landscaping-ul, ăștia fac tot. Noi numai le spune ce să fac. Oh, și dacă nu fac, mai dei și biciuim. Și tu acum vii să ne spui că tu vrei să iei pe toți. Asta, du-te în altă ușă, du-te bate în altă parte, du-te la alt popor, dar nu la poporul ăsta. Ăștia sunt noștri. N-a știut faraon în vremea aceea că Dumnezeu atât de mult îmi place și în capitolul 13, dacă veți citi, apare acest cuvânt formidabil, extraordinar. Și anume, cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Asta a fost în versetul 3 din capitolul 13. Versetul 14 spune așa: prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și apoi în versetul 16 se repetă aceeași idee: căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Frați și surori, Dumnezeul nostru are o mână atotputernică, lăudat să fie El. Cu mâna Lui atotputernică face ce vrea, când vrea și unde vrea. Lăudat să fie Domnul. Nu e nimeni în cer și pe pământ să aibă o mână așa atotputernică să poată face ce vrea. Avem impresia că președinții au puterea. Ei dețin puterea. Nu. Puterea supremă o deține Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul nostru. De aceea în seara aceasta suntem aici, pentru că avem un Dumnezeu cu o mână atotputernică, laudă Lui. M-am minunat așa de mult când m-am afundat în acest cuvânt al lui Dumnezeu, când m-am dus cu gândul la ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost extraordinar și e extraordinară această istorie. Cred că este una din cele mai mari minuni care s-au relatat pe paginile Sfintelor Scripturi. Această trecere a poporului Israel prin Marea Roșie. Însă în seara aceasta aș dori să vă spun câteva lucruri legate de ce înseamnă puterea de a spune nu.
puterea de a spune nu. Noi suntem niște oameni care parcă uneori nu ne place să spunem nu. Dacă vine cineva și spune, auzi, nu vrei să mă ajuți. Noi suntem români și noi ne ajutăm unii pe alții, în special cei credincioși. Și atunci când cineva ne cere ajutorul, parcă e în noi ceva care nu ne lasă să spunem nu. Și atunci zici, mă, nu mă împrumut lucrul ăla. Și tu nu zici că știi că... Și atunci zici, bine mă, dar să ai grijă de el, vezi că e scump, vezi că să nu... Îți dă o mașină, vezi să nu o conduci brutal, condu-o frumos, lasă-o când aduce înapoi să vină în aceleași condiții în care ți-am dat. Dacă e împrumut la... Noi suntem darnici, ne este greu să spunem nu. Chiar dacă uneori trebuie să învățăm acest lucru. În seara aceasta, din punct de vedere spiritual, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu din acest pasaj. Așa cum Dumnezeu m-a călăuzit și să ne uităm la acest cuvânt și să vedem câteva lucruri la care la un moment dat va trebui să spunem nu. Puterea de a spune nu, pentru că în unele situații trebuie să ai putere, trebuie să ai curaj să spui nu. Dacă mă uit la tineri, îmi dau seama că ei trebuie să spună de foarte multe ori nu. Dacă mă uit la mine, dacă mă uit la oamenii din jur, noi de multe ori trebuie să spunem nu. De multe ori trebuie să spunem nu. Însă, realitatea este că de foarte multe ori atunci când trebuia să spunem nu, am spus da. Și ne-a părut rău. Și am avut durere în inimă. Am avut remușcări. De ce n-am putut să spun atunci da când trebuia să spun nu? A spune nu știu, a spune nu pot, a spune nu mă pricep, a spune nu înțeleg, sunt câteva expresii și afirmații prin care te justifici. Pe tine te scoți din ecuație. Dacă îi spun copilului meu, du-te să faci curățenie, el spune nu pot, dacă nu mă ajută cineva. Ar putea? Da, ar putea să facă curățenie. Dar el se gândește imediat, dacă nu mă ajută nimeni, cum să mă duc? Ce? Ălălalt să stea și eu să lucrez? Și el zice, nu pot. Și el se scoate din ecuație. E simplu. Auzi, nu știi să aranjezi lucrurile? Nu știu. Dar nu știu cum să-l pun. Păi nu te duce mintea să știi să faci un pic de curățenie, să aranjezi locul respectiv. El zice, nu știu. Și prin nu știu, nu pot, nu înțeleg. Îi spune tata, mă, nu trebuie să faci aia. Nu înțeleg. Dă din numeri, nu înțeleg și s-o gata, el s-a scos din ecuație. E cel mai simplu, nu pot, nu știu, nu înțeleg, uneori nu vreau, asta deja e destul de dificil. Mi s-a întâmplat chiar zilele trecute și pentru un nu vreau din partea unui copil, vă dați seama cam ce se întâmplă. Da? Trecem peste acest subiect. Pentru aceste afirmații pe care vi le-am spus, nu ai nevoie de curaj. Nu ai nevoie, astea vin de la sine. Cine vine să ne ajute în parcare să facem, eu știu, curățenie, să marcăm parcarea alăturată? Nu pot. Simplu. Am ieșit din ecuație. Asta vine de la sine. Astea vin de la sine. Pentru asta nu trebuie să te gândești prea mult, să meditezi prea mult, să îți pui capul la contribuție. Astea vin de la sine. Puterea sau curajul de a spune nu în dreptul altor afirmații te responsabilizează. Când trebuie să spui în anumite situații nu, îți asumi niște responsabilități. Te determină la acțiune, te determină la decizii, te determină la activitate, să pui osul la treabă. Prin urmare, când ți se spune cine vrea să ajute în parcare, tu spui, eu o să încerc să-mi fac timp. Și atunci deja gândești cum să-mi pun timpul ăla respectiv la dispoziție să ajut lucrul ăla, trebuie să fac celelalte lucruri, când vin acolo să fiu pregătit, să am forță, să fiu mâncat, să dau randament și așa mai departe. Observați? În anumite situații când îți vine să spui nu, te retragi. Însă în alte situații va trebui să știm, să învățăm, să spunem nu. Dacă începem cu acest context al acestui eveniment, este un eveniment atât de plin de acțiune, dacă vreți. Într-un final, știți istoria după cele 10 plăgi pe care poporul evreu împreună cu poporul Egipt le-au văzut sub ochii lor. 10 plăgi pe care Dumnezeu le-a dat. În final,
mor primii născuți din familiile egiptenilor și nu numai, împreună cu toate animalele care au fost primele născute. Toți au murit, toți primii născuți au murit dintre egipteni. După toată această avalanșă de plăgi, Faraon vine și spune, plecați acum și să nu vă mai văd. Plecați și să nu vă mai văd. Au fost instruiți copiii lui Israel în plecarea lor când pleacă să ia tot ce pot. Și au luat tot ce au putut. Și acum imaginați-vă că Dumnezeu conduce poporul Israel, 2 milioane de oameni. Aici nu e vorba de 10 oameni, de 100 de oameni, de 200 de oameni. E ca și cum aici probabil suntem câteva sute de oameni, unde poate ne apropiem de 1000, nu știu exact, că n-am numărat. Ca și cum să avem în față pe Dumnezeu care ne spune că ziua ne va conduce printr-un stâlp de nor și noaptea când va fi noapte, El va fi printr-un stâlp de foc. Și noi când stâlpul respectiv îl vom vedea noaptea sau ziua mișcându-ne, trebuie să ne luăm toate catrafusele și să ne îndreptăm și să ne aliniem după acel stâlp și să urmăm acel stâlp. Pentru că acolo e Dumnezeu și unde merge Dumnezeu trebuie să fim și noi. Și imaginați-vă 2 milioane de oameni. Scriptura ne spune că au fost 600.000 de oameni maturi, bărbați și femei, care mergeau pe jos. Aici se adaugă copiii. Și calculele au arătat că au fost aproximativ 2 milioane de oameni. Nemai punând în calcul că aveau multe animale cu ei. Începând de la oi, boi, capre, găini, rațe, toate le aveau cu ei. Ei au mers cu tot ce au putut și au mers 2 milioane de oameni în șir după acel stâlp. Aș vrea doar în câteva minute să urmărim câteva imagini, să avem totuși așa în mintea noastră unde s-a întâmplat toată această acțiune din istoria biblică și din perioada lui Moise. Și pe cei de la, Bute îi invit să pună imaginile pe care le-am pregătit. Aș dori să vedem platforma pe care poporul Israel a ajuns în momentul acesta în fața Mării Roșii. Această platformă este plaja care astăzi poartă numele de Nuweiba, nu știu dacă pronunț bine, este plaja de acolo. Această plajă se spune că a putut acomoda acele 2 milioane de oameni împreună cu animalele. Este o platformă foarte mare. Dă-te rog frumos mai departe. Acesta este traseul pe care poporul Israel din Egipt, de acolo de sus de unde scrie Ramses, de la Sucot a coborât și la un moment dat Scriptura spune că ei au făcut un ocol. Ei puteau foarte bine să meargă deasupra acelei porțiuni albastre care este Marea Roșie. El este de fapt astăzi numit Golful Agapa. Acel traseu putea poporul Israel să-l înconjoare și să meargă deasupra. Observați? Însă cuvântul lui Dumnezeu a spus așa: vreau să duc poporul Israel pe dincoace, chiar dacă vor ocoli, pentru ca să nu se întâlnească, să aibă război și în urma unui război ei să se hotărască să meargă înapoi. Și a hotărât Dumnezeu acest traseu pentru ei. Și stâlpul de nor în timpul zilei a fost în fața lor și seara a fost în fața lor. Și când mergea, ei urmăreau acesta. Dă-te rog frumos mai departe. O hartă mai veche, acolo dacă vedeți este hașurat, am găsit această hartă pe internet, acolo această hartă are denumirea acelui loc Nuweiba al, mă rog, cum se citește, nu vreau să citesc greșit. Acea afirmație, acel cuvânt, spune că înseamnă despărțirea apei lui Moise sau de către Moise. Deci iată că și acel nume din istorie, din această hartă, spune că de fapt acolo a fost locul unde Moise împreună cu poporul Israel au trecut Marea Roșie. Dați mai departe, vă rog. Aceasta este platforma care se vede astăzi din satelit. Dați, vă rog, mai departe. Aici este deja un pic mai apropiat. Observați? Această linie galbenă, dă un pic mai departe. Observați această linie galbenă. Este o linie prin care dacă treci, treci ca și printr-un canion.
Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la Grand Canyon. Nu este chiar așa de lat, era un pic mai strâmt. Grand Canyon, dacă nu greșesc, în unele locuri este lat de 1 km și 600 de metri. Aici nu este vorba de așa mare lățime, însă acest drum merge printre stânci, iar stâncile acestea pe care le vedem sunt de piatră și sunt înalte undeva la vreo 600 de metri. Vă spun în metri pentru că așa am fost informat. Deci poporul Israel, când a început să meargă pe acest drum pe care Dumnezeu l-a condus, el n-a putut să meargă decât înainte. Drum de întoarcere n-au avut, în stânga n-au putut să meargă pentru că au avut în stânga și în dreapta aceste pietre înalte pe care nu le puteau trece. Mergem mai departe. Aici am apropiat un pic harta să vedeți lățimea acestui drum. Era suficient pentru o grupare mare de oameni să meargă în șir prin această zonă. Mergem mai departe. Aici este arătată, hașurat cu galben, locul pe unde a venit poporul Israel. Locul roșu este exact locul unde au poposit și de unde au pornit să treacă această mare roșie. Mergem mai departe. În această mare, oamenii, undeva în anul 2000, după ce mulți scafandri au început să caute, să vadă totuși dacă a trecut undeva o anumită grupare de oameni, trebuie să găsim anumite dovezi. Și oamenii când au mers în zona respectivă, acolo au văzut, nu se vede așa de bine în poza respectivă, însă acolo este o roată din carele pe care le-a folosit faraon împreună cu armata lui. Mergem mai departe? Mergem mai departe? Aici este locul efectiv pe unde au trecut poporul Israel Marea Roșie și în final, din nou, această imagine. Încercați să mergeți cu gândul la acel moment. Poporul Israel, după ce a ieșit din acel culoar, dacă vreți, din acel loc foarte strâmt, a ajuns pe această platformă. Și când au ajuns pe această platformă, imaginați-vă că oamenii ăia poate n-au ieșit niciodată în afara cetății din Egipt, din afara de Gosen. Ăla era locul israeliților. Ăștia nu au ieșit afară de acolo pentru că erau sclavi. Totul pentru ei era nou. Și dintr-o dată oamenii ăștia intră printre munți, stânci, văd un stâlp de nor, un stâlp de foc ziua. Eu cred că oamenii ăștia trebuiau să fie extraordinar de minunați de ceea ce văd. În final ajung aici și văd marea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că când au văzut marea înainte, au văzut că nu mai au unde să scape. În stânga n-au putut, în dreapta n-au putut, înapoi să meargă n-au putut. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că faraon cu carele au venit după ei. Și în momentul în care a venit faraon, ei deja au fost încorsetați și au zis, nu mai avem scăpare. Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 14, versetul 9 pe care l-am citit, egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. De ce? Se uitau la copii, se uitau la animale, se uitau la soție, se uitau la soț. Auzeau vâjeitul acela de care și au spus, suntem terminați. Frați și surori, fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, ajungem în această situație. Și dacă vreți, fiecare avem de trecut marea noastră. Unii într-un fel, alții într-altul, dar fiecare avem de trecut la un moment dat o mare a noastră. Unii poate trec și au în față o boală foarte mare. Alții poate au în față de trecut un examen pe care dacă nu-l trec, din punctul lor de vedere, viața este un rebut. Sunt oameni care zic, dacă nu reușesc în lucrul pe care vreau să-l fac, sunt terminat. Fiecare dintre noi, la un moment dat, avem o mare a noastră. Însă în această seară, vreau să afirm cu tărie pentru mine
Și pentru fiecare dintre noi, la un moment dat va trebui să avem curajul să spunem următoarea afirmație: nu sunt singur. În fața mării pe care ei au văzut-o, Marea Roșie, poporul Israel nu era singur. S-ar putea la un moment dat în viață să te părăsească copiii. S-ar putea la un moment dat în viață să te părăsească soțul sau soția. S-ar putea la un moment dat în viață să te marginalizeze oamenii din care ai avut cea mai mare încredere. Copiii lui Dumnezeu, când stau în fața mării, ei nu stau singuri. Lăudat să fie Domnul! Noi nu suntem singuri în fața lucrurilor care ne stau înainte. Vă aduceți aminte prima cântare pe care am cântat-o în seara aceasta după ce am intrat în închinare? Cântarea spune așa: nu este munte prea înalt ca El să nu-l miște. Nu e problemă prea grea pe care El să nu poată rezolva. Nu e furtună prea grea pe care Domnul să nu poată liniști. Nu e durere prea grea pe care Domnul să nu poată alina. Lăudat să fie Domnul! Un astfel de Dumnezeu avem. Haleluia! Acest Dumnezeu, când stai în fața mării, e cu tine, nu e singur. E cu mine, nu sunt singur. Au venit cei din jurul tău și a spus: nu prețuiești nimic în ochii mei. N-ai fost acceptat la școală, în grupul în care ai vrut să fii. Prietenele tale se adună într-un loc, ai vrea să fii cu ele, dar ele zic: cu tine nu vorbim, pentru că tu ești pocăită. La lucru, ești poate marginalizat și poate mănânci singur, că prietenii tăi își discută aventurile într-un colț și cu tine n-au ce să discute. În orice situație în care te-ai afla, adu-ți aminte, copiii lui Dumnezeu nu sunt singuri în fața mării pe care o au de trecut. Lăudat să fie Domnul! Copiii lui Dumnezeu, cu marea în față și cu inamicul în spatele lui, gata să-l prăbădească, nu a uitat că a fost singur. Uitați-vă aici două atitudini pe care le poate avea un om într-o astfel de situație. Versetul 10, finalul spune așa: și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare. Și ce au făcut? Și au strigat către Domnul după ajutor. Oamenii care sunt ai lui Dumnezeu, când văd marea în față, problema, boala, necazul, suferința, strâmtorarea, lipsa de job, lipsa de bani, lipsa de, eu știu, nu mai vezi viitorul bine, în toate aceste lucruri, au strigat către Domnul după ajutor. Întrebare în seara aceasta: când vezi marea în față și vezi că ești încorsetat, în spate vine inamicul, în stânga n-ai unde să mergi, în dreapta n-ai unde mergi să mergi, în față vezi marea, ce să faci? Nu uita, nu ești singur, strigă ajutor lui Dumnezeu. Asta este prima categorie de oameni și m-aș bucura ca toți să fim în aceasta. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că ei au zis lui Moise, mă gândesc că o altă categorie de oameni, pentru că Scriptura spune că au fost tot felul de oameni acolo. Au spus, ei au zis lui Moise, păi nu erau morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Deja ei își făceau probleme că n-au un sicriu, n-au cine să le sape groapa, o să moară așa bezmetici pe undeva prin pustiu. Și acum, când vezi că ești încorsetat, când vezi că nu mai ai șansă, când vezi că nu mai ai scăpare, o altă categorie de oameni ce caută să facă? Păi, sunt între noi oameni care atunci când văd că e o problemă, încep să caute vinovați. Și s-au aflat acolo o grupare de oameni care să caute vinovați. Și cine a fost vinovatul? Păi Moise. Păi ăsta a venit și a spus că ne scoate și ne duce la, auzi, într-o țară unde curge lapte și miere. Păi unde mă, că n-a făcut numai câteva zile și deja suntem în pericol să murim toți. Și încep să-și facă probleme de morminte. Unde o să ne îngropăm? Ce ne-ai făcut? De ce ne-ai scos din Egipt? Păi mai bine era să fim robi. Versetul 12. Păi nu-ți spuneam noi în Egipt? Ăștia vin cu reproșuri. Ăștia nu,
ăștia își aduc aminte tot timpul cam ce-a fost înainte. Și o anumită categorie de oameni care ar trebui să se pocăiască, ar trebui să uite lucrurile negative din trecut. Păi dacă ne-am împăcat, frate, dacă ne-am împăcat, soră, păi nu mai veni să-mi scoți ochii peste 3 luni de zile, ce am făcut, ce ai spus, cum a fost și ce a fost. Păi dacă ne-am împăcat, n-ar fi frumos să trăim în continuare împăcați, fără să ne mai aducem aminte de ce a fost? Păi ce-ar fi dacă Dumnezeu de fiecare dată când noi venim să cerem iertare, să scoată lista tuturor păcatelor noastre pe care le-am făcut înaintea Lui? Dumnezeu când ne iartă, ne iartă pe deplin și spune de aici să nu mai păcătuiești, lăudat să fie Domnul. Bineînțeles că trebuie să învățăm această lecție de a nu mai repeta păcatul. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune, nu spuneam noi în Egipt ce? Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor. Vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Foarte bine, excelent, extraordinar. Ăștia caută vinovați, încep să acuze, încep să caute reproșuri, ăștia nu știu nimic altceva. Astfel de persoane, care atunci când este într-o situație dificilă, când marea este în față și caută astfel de explicații, în această seară cuvântul este pentru tine și pentru mine. Dacă mă aflu într-o astfel de situație, să mă pocăiesc grabnic, dacă vreau să ajung în Canaanul Ceresc. Dacă vrei să ne ajungi în Canaanul Ceresc, poți să continui în pornirile pe care le ai. Dar cred că nimeni nu vrea să facă asta. În seara aceasta cred că suntem aici să ne facem mai buni și nu mai răi. Să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu și să-i urmăm voia și calea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frați și surori, noi în lumea aceasta, când marea ne stă în față, nu suntem singuri. Dumnezeu, Dumnezeu cel atotputernic este cu noi. Dați-mi voie să vă citesc un verset din Evrei, de la capitolul 13. Un verset foarte frumos. Pentru încurajarea noastră, pentru îmbărbătarea noastră, pentru întărirea sufletului nostru. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Pentru toți care cred în Dumnezeu și vor să slujească pe Dumnezeu, afirmația lui Dumnezeu în seara aceasta este, n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Pot să te părăsească prietenii, frații, familia, că te pocăiești, dar Dumnezeu îți promite că este cu tine. Ce vrei mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât în situațiile critice ale vieții? Dumnezeu să fie cu tine, laudă Lui! Cred această promisiune a cuvântului lui Dumnezeu și mă bazez pe ea. Dați-mi voie să vă mai citesc un verset din Matei, capitolul 28, versetul 20. În finalul acestei cărți a lui Matei, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi, spune Domnul Iisus, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Dumnezeu este cu noi în toate zilele. El nu-și ia concediu, El nu-și ia pauză, El nu zice, vreau să-mi iau 3 zile libere și astea 3 zile nu mai sunt cu tine. Promisiunea Lui este că El este cu noi în fiecare zi. Laudă Lui! Îți merge bine zilele astăzi. Glorie Lui Dumnezeu! Mulțumește Lui Dumnezeu! Trăiește viața în sfințenie lângă Dumnezeu! Treci printr-o situație dificilă? Strigă la Dumnezeu după ajutor! Apelează la Cel care ți-a promis că e lângă tine! Nu te mai uita în stânga sau în dreapta. El ți-a promis că e lângă tine. Apelează la El și El va lucra, lăudat să fie Domnul. Citiți Ioan 5 cu 7, Luca 10 cu 40, 1 Timotei 5 cu 5. Bolnavul de la poarta, de la scăldătoare a spus, n-am pe nimeni, când l-a văzut pe Domnul Iisus și Domnul Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? El a spus, n-am pe nimeni. Iisus era lângă el. Dumnezeu era lângă el și el spunea, n-am pe nimeni. Așa spun oamenii când nu-L cunosc pe Dumnezeu? Nu mai am pe nimeni. Sunt tratat, sunt terminat, sunt o epavă. Copiii lui Dumnezeu, indiferent cine i-ar părăsi, dacă stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu rămâne lângă ei, lăudat să fie Domnul. Nu ești singur,
Dumnezeu este cu tine. Și apoi, trebuie să mai învățăm un lucru. Să spunem, nu mă tem de nimic câtă vreme mă tem de Dumnezeu. Puteți să aveți curajul acesta să spuneți în inima voastră sau să afirmați în fața oamenilor, nu mă tem de nimeni și de nimic. Dar această afirmație să fie bazată pe faptul că tu, în primul rând, te temi de Dumnezeu. Moise putea să se dea bătut, să-l cuprindă frica, auzind cuvintele poporului, deznădejdea poporului, rămâneți aici, putea să spună el. Păi voi dacă veniți să-mi reproșați, să-mi spuneți nu știu ce, probabil fiecare dintre noi am văzut astfel de situații. Când două persoane sau două grupări și-au rostit una alta, unul a vrut să-l ajute celălalt, l-a înțeles greșit și ce au zis? Băi, lasă-mă, nu mă mai tot stresa. Nu mai tot îmi spune ce-a fost. Și ăla spune, lasă că tu ești. Și atunci ce-a zis? Băi, știi ce? Lasă-mă să nu mai aud de tine. Moise putea foarte simplu să le spună una, știți ceva? Sănătate bună, păi dar ce nenorocesc eu situația vieții mele, viața mea cu voi? Voi veniți și îmi reproșați? Nu. Atât de mult îmi place calmul lui Moise. Atât de mult îmi place încrederea lui Moise față de Dumnezeul care i-a dat o însărcinare. Rămâneți aici, dar rămâneți liniștiți. În toată această agitație, oamenii în spatele lor erau aproape să moară. Zice, oameni buni, stați liniștiți. Calm. Stați, băi, dar cum să stai liniștit când te presează ăștia? Auzi vuietul, Carlo, mă, stați liniștiți. Știți ce învățăm de aici? Învățăm să încurajăm pe oameni când stau în fața acestor situații grele de viață. Încurajează-i pe oameni, nu-i doborâ. Auzi, am de dat un examen, păi tu nu o să reușești. Păi nu așa. Moise a încurajat. Moise a fost lângă ei, ascultați ce spune Moise. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea. Nu trebuie să fac nimic. Chiar nu trebuie să fac nimic. Nu, lasă-L pe Dumnezeu să se vadă puterea Lui. Să se vadă mâna Lui atotputernică. Nu mai interveni. Dar pentru asta știți ce trebuie? Mare credință. Păi să nu apelezi tu în stânga și în dreapta când ai nevoie să-ți rezolvi o problemă? Noi așa suntem ca oameni. Apelăm imediat la cei pe care îi cunoaștem, care ar putea să ne ajute. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe să ne încredem în El. Asta îmi spun mie. Nu vă spun dumneavoastră, asta îmi spun mine. Dacă mai este pentru cineva, s-o ia, dar asta e pentru mine în primul rând. Pentru că îmi dau seama că în zilele în care trăim avem nevoie de mare credință și de multă credință. Suntem într-o țară în care parcă lucrurile merg încă bine și te descurci din punct de vedere financiar, să ai mâncare, să ai ce să îmbraci, e bine. N-ai nevoie de credință să vină cineva să-ți bată la ușă după ce tu două zile n-ai avut ce să pui la copii de mâncare pe masă. Aici e foarte simplu. Dacă chiar n-aș avea de ce să mănânc, m-aș duce la Olmar, la final, acolo unde oamenii, oamenii unde dau toate fructele, toate lucrurile care sunt aproape de expirare și zice, bă, asta este, asta le dăm pe free, le aruncăm la gunoi. Păi câți oameni din lumea asta n-ar putea trăi cu mâncarea respectivă? Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, încurajează pe oameni atunci când îi vezi că sunt într-o situație dificilă. Moise îmbărbăta. El nu descuraja. Dacă vezi că se inițiază o lucrare, fii gata să încurajezi, nu să descurajezi. Fii gata să fii o mână întinsă pentru cel care are nevoie de tine și nu să zici, eu țin mâna în buzunar. Fii gata să-l ajuți pe cel care are nevoie de un sfat. Fii gata să fii lângă cel care are nevoie de rugăciunea ta. Fii gata, fii lângă el. Fii un om de acțiune. Fii un om care încurajează, nu care descurajează. Fii un om care îmbărbătează, nu care trage înapoi. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta, fraților. Dumnezeu este cu cel care îl slujește pe Dumnezeu. Noi nu suntem singuri, iar noi nu ne temem de nimic. Știți de ce? Pentru că noi ne temem de Dumnezeu. Amin.